audiente să se numă populoasă. Un autoturism Audi cu numere de neamț în care se aflau ambasadorul Valeriu Arteni și soția sa, împreună cu o altă familie, circula dinspre Cristești. Mașina a pătruns în intersecția de la Orășeni de Alfăr, a ține cont de indicatorul stop și a izbit în plin un autoturism Volkswagen în care se afla o familie cu doi copii de 7 și 9 ani. Ți-i ceva? Cu pocnituri, când a ieșit. Asta vine la Botoșani și asta vine la Vărona. La Vărona, asta de la Cristești vine vata, nu? În urma impactului, cele două autoturisme au fost proiectate într-un șanț pe marginea drumului. Am voiam să opresc la piețarul acolo să-l întreb care drumul spre Fălticeni, că eu aici nu vreau să mă duc neapărat să mai ajung în Botoșani. Zic, mă duc poate înainte aici, găsesc un drum intermediar. Da, știu, și am văzut asta și am vrut să opresc acolo și uite, în timp ce procesam problema asta. Șoferul a povestit că ambasadorul și soțiile lor nu au suferit răni grave. Pe mâinile medicilor au ajuns însă membrii familiei din Volkswagen, mai puțin șoferul. Soției mele îi curge sânge din nas. Și încă două persoane mai erau? Și celelalte persoane nu au avut neapărat. La fața locului au ajuns două ambulanțe, un echipaj SMURD, pompierii și polițiștii. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, iar 7 persoane au fost conduse la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați alcooscopii rezultate fiind negative, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pentru 10 de minute, traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate.